1998. Ia. Acum am aflat. L-ai omorât pe partide. Cine l-a omorât? Domnul Bolovan. Bolovan cine e? Ăla de la omorât, nu? Nu Cosma Șirescu? Nu, Bolovan. Laurențu. Laurențu Bolovan, nu? Da. Am așa. Da. L-a omorât pe tăticul meu pe Șaușescu în 1999 de ani. Da. A dat ulei, a dat cartofi, a dat blocuri, a dat multe ori. A dat la toată lumea. L-a numit după stradă și te-a dat casă. Și? Bolovan l-a omorât, i-a dat cu părțata în cap și l-a împușcat pe tăticul meu pe Șaușescu. Ce merită el? Noapte-te rămâne din somn. El a făcut mâși. În 1999, în 1988, când a dat cu tunele în fața revoluției, a fost cu tancurile, a fost cea mai mare revoluție. L-a omorât Bolovan. Și ce merită Bolovan acum? Ce-i, Bolovan ce-i acum zici? Merită o părțată în cap. Și ce-i zici tu? Ce-i urezi? Urezi multă sănătate, da. Nici dacă trăiește sau nu trăiește, așa. Doamne ajută la toată lumea și tăticul meu și să trăiește. Dar e supărat pe el că l-a omorât. L-a omorât. E supărat pe Bolovan. Asta nu e mort. Asta e la mare, la Mangalia. Și Bolovan e supărat pe el. El place plajă acum. El e plecat în Mexic și se duce 2-3 zile. Numai ce că a murit, dar asta nu e mort. Că ăsta e viu. Și pe Bolovan e supărat. Bolovan? Bolovan sau Bolovan? Bolovan. Bolovan, am vrut să zic. Bolovan, Bolovan. Așa l-a murit pe tăticul meu pe Șaușescu. Și ce? Ajută, și deci, și nu-i zici nimic? Ce să mai zic, asta e norocul lui. Și ce face acum? Mă duc la mormântul lui. Da. Da. Și? Bolovan, bulevar. Așa m-am zăpăcit și ea. L-ai murit pe tăticul meu pe Șaușescu. Că el a fost cu rege. Dacă-l prinzi? Dacă-l prind? L-o omoră Șaușescu, nu l-o omor eu, l-o omoră Șaușescu. Dar lași fără din singură. Da, la mulți ani. La mulți ani.